Salut, eu sunt Alex, iar astăzi vom vorbi despre top 3 saltele de pat care se încadrează în bugetul tău. Atunci când vrem să alegem una dintre cele mai bune saltele de pat pentru acasă, de multe ori ne uităm la preț și la grosime. Mai mult, ne construim o ierarhie având ca factor principal duritatea, deoarece această caracteristică ne scapă de durerile de spate. Secretul alegerii celei mai bune opțiuni constă în multitudinea de caracteristici, astfel încât să luăm o decizie optimă în raport cu nevoile noastre. Asta este întocmai ceea ce am făcut și eu din dorința de a găsi salteaua de pat cea mai bună. În următoarele minute îți voi arăta care sunt modelele care mi-au plăcut și pe care le poți testa și tu la tine acasă. Găsești linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. Cele mai bune 3 saltele de pat din punctul meu de vedere sunt: 1. Saltea 20 de cm fermitate ajustabilă ai Memories Plus. 2. Saltea Super Ortopedica Hard Pocket. 3. Saltea Air Plus Select 27 de cm fermitate medie ajustabilă. Prima din topul meu este salteaua de pat 20 de cm fermitate ajustabilă ai Memories Plus. Cu toate că are un preț bugetar față de media de pe piață, face parte din categoria de modele de înaltă calitate, mai ales că oferă un flux de aer de 8 ori mai performant decât saltelele tradiționale. Mai mult decât atât, este alegerea ideală pentru cupluri, deoarece are o structură care răspunde perfect la toate punctele de presiune ale corpului. Modelul de saltea 20 de cm fermitate ajustabilă ai Memories Plus nu ar trebui ratat, mai ales că are un design unic opt-asprim cu 8 coloane de susținere care se adaptează tridimensional. Dacă nu mă crezi, te poți convinge singur de calitățile pe care le are testând-o pentru câteva zile la tine acasă. Un alt model care mi-a atras atenția, chiar dacă este puțin mai scump, este salteaua Super Ortopedica Hard Pocket. Dacă îți place confortul și calitatea, nu ar trebui să o ratezi. Are o înălțime de 30 de cm și un grad de fermitate tare. Dacă ai probleme mari cu spatele, salteaua aceasta asigură o repartiție ortopedică a greutății corpului pe toată suprafața saltelei, oferind astfel o poziție corectă a coloanei vertebrale. Este compusă din arcuri împachetate individual și spumă HR. Arcurile pocket sunt de calitate nemțească și sunt ambalate individual în săculeți textilii. Eu zic să nu ratezi calitatea și confortul. Printre modelele superioare în calitate de preț se înscrie și salteaua Air Plus Select 27 de cm fermitate medie ajustabilă. Dacă bugetul îți permite, eu zic să te uiți cu atenție la calitățile sale. Printre beneficiile pe care le are se numără înălțimea de 27 de cm, tehnologia OctaSpring și cele 5 zone de confort. Mai mult decât atât, fermitatea saltelei poate fi ajustată, iar stratul superior este realizat din spumă cu memorie, ceea ce garantează confortul. Chiar dacă eu personal nu am testat-o până acum, am un prieten care a cumpărat-o și a putut să facă diferența. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai bune caracteristici pe care salteaua de pat pentru acasă trebuie să le dețină. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi salteaua de pat pentru acasă? Înainte de a cumpăra, este important să dai o atenție deosebită caracteristicilor tehnice. Prin intermediul lor vei putea face o distinție clară și necesară pentru a face cea mai bună achiziție pentru tine. Cele mai bune saltele de pat sunt confortabile pentru toate tipurile de corp și pozițiile de dormit. Primul lucru de care este bine să ții cont este dimensiunea saltelei, care ar trebui să corespundă dimensiunii patului și greutății pe care o poate susține. În general, un model vine în mai multe dimensiuni și, de asemenea, poate fi comandat în dimensiunea pe care ți-o dorești. Această caracteristică te va putea ajuta să sortezi mult mai bine opțiunile pentru ca salteaua să corespundă nevoilor tale. Ce material, ce tip de saltea și ce structură este potrivită pentru tine depinde de nevoile tale, de condițiile fizice și de preferințele personale. Nu există salteaua cea mai bună pentru toate persoanele. Poți să dormi deosebit de confortabil pe salteaua visco, de exemplu, dar bine ventilată, și de asemenea pe salteaua cu arcuri interioare și din latex. Salteaua din latex natural este respirabilă și ideală pentru cei care suferă de alergii datorită proprietăților lor hipoalergenice. Nicio altă caracteristică a saltelei nu este atât de importantă așa cum este gradul de duritate.
Unora le place să doarmă pe o suprafață moale, iar alții preferă să doarmă pe o suprafață tare. Experții recomandă anumite grade de duritate în funcție de greutatea corporală. În mod normal poți să alegi între 3 până la 4 grade de duritate, dar cel puțin între H2, H3 și H4. Standardul este salteaua cu 7 zone. La salteaua din spumă există diferitele zone de culcare care sunt create prin incizii mai mult sau mai puțin profunde, verticale și orizontale. La salteaua cu arcuri interioare, arcurile din sârmă din zonele individuale sunt mai mult sau mai puțin ferme. Prima zonă are un grad mediu de duritate, sprijină capul și asigură că gâtul nu este prea întins. A doua zonă asigură că umerii și brațele se pot scufunda adânc. A treia zonă este cea mai dură zonă a saltelei. Susține trunchiul și coloana vertebrală în regiunea lombară. A patra zonă permite zonei pelviene să se scufunde mai adânc, susținând astfel forma naturală a coloanei. Cea de-a cincea zonă este mai dură și oferă un suport și un sprijin bun pentru picioare. A șasea zonă este moale și astfel asigură o bună circulație a sângelui în partea inferioară a picioarelor. Acest lucru reduce riscul de crampe dureroase la gambe în timpul nopții. A șaptea zonă ameliorează tensiunea pe glezne și călcâie. Salteaua contribuie semnificativ la climatul de dormit. Aceasta înseamnă că doar cu modelul potrivit poți reduce la minimum transpirația. Un climat de dormit cald și în același timp uscat este considerat idealul. Aceasta înseamnă că materialele saltelei ar trebui să absorbă rapid umiditatea și să o elibereze în aerul din jur. În acest fel, dormitul va fi întotdeauna confortabil fără să transpiri, iar salteaua nu va fi expusă la umezeală. Nu uita! Găsești toate cele trei link-uri către produsele prezentate direct în descriere. În cazul în care ți-a plăcut această prezentare, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Ne vedem curând!